Un grup de lucru mixt s-a constituit la nivelul instituției prefectului pentru a se identifica soluții în vederea clarificării situației juridice a terenurilor forestiere din Oaș. Grupul s-a format în urma întâlnirii pe care a avut-o în această dimineață prefectul Eugeniu Avram cu reprezentanța Direcției Silvice, Inspectoratului Teritorial Regim Silvic și de Vânătoare, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, primarii și specialiștii de la Negrești-Oaș, Certeze și Bixad. Reuniunea a avut ca scop clarificarea situației, astfel încât să se evite crearea unor conflicte între cetățeni și reprezentanții Direcției Silvice sau ocoalelor silvice private. A doua temă adusă în discuție este legată de transportul de material lemnos pe drumurile forestiere. La acest punct, prefectul a solicitat intensificarea controalelor pentru combaterea traficului ilegal din zona Oașului.